dacă tot am ajuns aici, o să o vedem pe toate părțile. Știți vorba aia, că a scăpat din cușcă. Așa s-o acum la propriu, scăpat din cușcă. M-am întâlnit cu Narul cu păstică. Românul nostru de aici, din Australia, de 16 ani. Aici, în blocul ăsta, care e destul de nou construit, un apartament costă 60 de milioane de euro. Good morning și bună dimineața din Sydney. Astăzi m-am trezit destul de buhăit, după cum se și vede pe mine. Pentru că am dormit foarte rău. Da, condițiile de la hostelul ăsta sunt proaste. Eu am mai dormit la un hostel de genul în Maldive, dar condițiile au fost altele. Cabina a fost mai mare, dușul a fost decent, toaletele decente. Aici totul e extrem, extrem de înghesuit și cred că cel mai rău m-a deranjat mirosul și lipsa aerului, pentru că eu nu pot să dorm dacă nu am aer. Or, aici nu era niciun geam în toată încăperea aia, erau doar niște ventilatoare care nu făceau față la cantitatea de aer consumată de fiecare om care era acolo. Plus mirosurile, alea groaznic. Dar vestea bună este că astăzi mă mut de aici. Da, pentru că unul dintre urmăritorii canalului m-a contactat zilele trecute și mi-a spus că a fost și el în Sydney și cumva a rămas un credit la unul dintre hotelurile de aici și vrea să-mi ofere mie acel credit. Așa că a făcut toate demersurile și următoarele două nopți o să stau la un hotel. Vreau să-i mulțumesc din suflet pe această cale. Oricum, dacă nu era oportunitatea asta, oricum aș fi plecat de aici, pentru că, da, sunt condiții inumane. Probabil dacă eram mai tânăr, aș fi fost ok, dar așa, efectiv, chiar dacă eu sunt foarte adaptabil, nu, n-a fost ok deloc. Totul strâmb, totul urât mirositor, fără aer, spații minuscule, da. N-a fost ok, asta e. Când nu e, nu e. Așa că de astăzi mă voi muta la un hotel. Dacă ajungeți prin Sydney la buget, evitați locul ăsta. Sunt multe hosteluri aici, altele nu știu cum sunt, dar ăsta cel puțin e jalnic. Ok, mergem mai departe astăzi până la 2, când o să fac check-in-ul dincolo la hotel. O să facem o plimbare prin oraș. O să caut o cafenea deschisă, deși la cum văd eu nu prea e deschis nimic la ora asta. Să beau o cafea, să îmi revin un picuț, să mă învigorez. Uite, aș putea să beau de aici, de la 7-Eleven. Aici oricum e și cea mai ieftină cafea. Dar aș vrea totuși să stau la o masă. După aia o să iau un tramvai până în port. Din port mergem un picuț pe lângă clădirea Operei să o vedem mai de aproape. Iar apoi, nu știu, vom lua orașul la pas în diverse părți. Uite aici un Starbucks care e închis. Ba, nu e închis. Aici prețurile oricum sunt aliniate cam toate. O cafea, un cappuccino, nu cred că pot focaliza până acolo, dar e 4,50 dolari, adică cam cum e peste tot. Așa a înțeles clientul care m-a servit. Eu am zis Marion, el a înțeles Marriott. M-o fi confundat cu vreunul dintre moștenitorii Marriott, nu știu. Mai m-am înfiorat un picuț cu cafeaua aia. De aici o să iau tramvaiul până în port. Și de acolo pe jos până la Operă, că e aproape.
Hai să vedem cum e și cu tramvaiul. E ok cu tramvaiul, doar că merge prea încet. Nu știu de ce merge așa încet. Un pic mai repede de cum aș merge eu pe jos. Am coborât din tramvai aici. De aici am plecat ieri înspre casă. Hai să ieșim în port și din port să merg înspre clădirea Operei de data asta. De aici se pleacă cu feriboturile în diverse părți ale orașului. Dar asta probabil mâine o să fac, să iau un feribot. Astăzi vreau să mă plimb doar pe aici prin oraș. Între timp a mai venit un oraș plutitor aici. Dita mai croaziera asta nu era ieri. Queen Elizabeth. Bineînțeles că sunt o grămadă de tururi de zi aici în Sydney, cu Big Bus sau cu altă companie. Da, eu vreau să o iau la pas. Absolut imens vasul de croazieră. Efectiv, e cât podul ăla. O imensitate, o imensitate. Am văzut ceva interesant. Jet boat, acele bărci de viteză cu care m-am dat și în Noua Zeelandă, pe lac în Queenstown. Aici poți să te dai pe mare. $45 costă o tură cu o barcă din asta de croazieră și te duce prin majoritatea locurilor interesante de aici, din Sydney. Văzute de pe apă, bineînțeles, cu ceai și cafea inclus. Am întrebat mai devreme. Harbour Bridge, într-adevăr, impresionant. Iar croaziera asta probabil e printre cele mai mari pe care le-am văzut până acum. Nu cred că am văzut una mai mare decât asta. Iar clădirea Operei văzută mai de aproape, da, absolut impresionantă. După arhitectura clădirii Operei din Sydney, mă așteptam să fie proiectul lui Zaha Hadid, celebra arhitectă care de origine irachiană, care a desenat doar asemenea clădiri cu o arhitectură interesantă. Dar nu, este proiectat de un arhitect danez. Plin de turiști aici încă de dimineață. Fiind unul dintre cele mai vizitate locuri din Sydney și, de fapt, din toată Australia. Este atât simbolul Sydney-ului, simbolul Australiei în general, de fapt.
Cum remarca cineva și într-o poză ieri, și mie mi se părea alb, imaculat acoperișul clădirii. Dar nu, e de fapt e gălbui. Impresionantă și intrarea cu aceste scări. Da, într-adevăr, locul ăsta e piele de găină. Mai ales că ajung aici după atâta timp în care mi-am dorit asta și mi se părea imposibil. Hai să luăm și treptele la pas. Felicitări arhitectului, oricum. Are ceva vechime clădirea. S-a construit pe vremea când asemenea arhitectură era destul de puțină prin lume. Super tare, super tare și e colosală. Din depărtare nu părea așa de mare. Și da, e piele de găină. Mai ales că eu n-am mai văzut imaginile astea, nu le-am văzut niciunde. Tot ce am văzut a fost imagini cu clădirea văzută de pe pod sau de unde am fost ieri. Fix de aici n-am văzut nici o imagine. Super tare, super tare. Wow. Citeam pe net că există posibilitatea să te cațeri aici sus și te costă vreo $200 aventura asta. Absolut superb, absolut superb. Da, dacă ajungi ca turist aici prima dată, cu siguranță ai altă impresie de prim contact cu Sydney-ul. Nu ca mine ieri. Aici e altceva, total, total altceva. Absolut impresionant. Dacă tot am ajuns aici, o să o vedem pe toate părțile. Mai puțin pe dinăuntru. Probabil și podul se vede într-un mare fel de aici. De fapt, cred că se poate vedea și pe dinăuntru, dacă te duci la un concert. Sau poate se vizitează pur și simplu, nu știu. O să întreb, că văd lume, văd lume înăuntru. Da, ușile sunt închise. Da, nu, probabil e ceva tur privat. Harbour Bridge, un alt simbol al orașului. Impresionant și ăsta. O să-mi continui plimbarea din dimineața asta prin acel parc. Clar și de acolo se vede foarte bine clădirea operei.
alte unghiuri de aici. La fel de impresionantă. La fel de impresionantă clădirea din orice unghii te-ai uita. Un parc cu eucalipți. Un loc bun de făcut poze profesionale. Pentru că de aici se vede și clădirea operei. Și podul, și poți să le ai ambele în aceeași, în același cadru. Mă duc înspre o gură de metrou sau stație de tramvai. De aici vreau să merg într-o altă zonă. Uite ce am găsit aici. Copacul față de porc. Acum îl cunosc, acum îl cunosc foarte bine. De fapt, de aia era copacul față de porc aici, pentru că am intrat direct în Royal Botanical Garden. Așa că mai petrec un pic de timp aici, pentru că mie îmi plac foarte mult grădinile botanice și parcurile. Deja miroase a frangipani. Și cred că după stema pe care o avea mașina asta în față, probabil e președintele sau ceva. În vizită la grădina botanică. Ah, că intră în... Ați mai văzut asemenea număr? Acum sper să nu vină cineva după mine să mă aresteze, că l-am filmat. Mi se pare destul de ciudat pe aici, că au mai urlat unii după mine să nu filmez. Chiar dacă eram în plină stradă, fără nimic suspect în jur sau instituții sau ceva. Da, na, pățești. Asta e viața de vlogger. De fapt, de aici intru concret în grădina botanică. Deja văd alte specii de copaci de prin pădurea tropicală. Aici fiind altă climă cu totul și cu totul, altă climă. Super, super bine amenajat. M-am uitat acum pe hartă să văd ce e acolo unde a parcat acea mașină. Păi este exact clădirea guvernului. Fix grădina guvernului este acolo. Dar eu o să-mi continui plimbarea prin grădina botanică regală, care arată într-un mare fel și mie îmi plac foarte mult parcurile de genul ăsta situate lângă un oraș sau în oraș. Un copac nemai întâlnit de mine. Agatis robusta. Ceva specie de pin. Da, nu l-am mai văzut niciunde. Impresionant. Helicoptere, am tot văzut elicoptere zburând pe aici. Se pot face și tururi cu elicopterul deasupra orașului. Impresionantă grădina, da? Absolut impresionantă și din ce văd eu e imensă. Se întinde mult, mult încolo.
liniște și pace. De asta e bine să te trezești dimineața când vizitezi un loc foarte turistic, pentru că ai șanse să fie puțină lume. Ăsta ce-o fi, pătrunjel? E chiar pătrunjel e. Ai, ce fain miroase. Deci direct gândul la supă de pui mi-a venit. A, uite că și scrie aici. Pătrunjel italian. Fain concept. Aici sunt ardei. Îmi place ideea să ai într-o grădină botanică sau un parc, să ai legume și fructe. Ceapă verde, chili. Mie mi se par mult mai interesante legumele și fructele decât alte plante ornamentale. E mult mai fain să admiri niște legume. Sau pomi încărcați cu fructe, nu? Iar oamenii ăștia asta văd că fac. Am văzut asta și în Hobart, văd că și aici. Ia uite, busuioc, cimbru, rozmarin, oregano. Ce tare! Alt pătrunjel. Ăsta cred că e hrean. Sau ștevie. Memelum nobile, da, nu știu denumirile în latină. Super fain, super fain. Flori combinate cu fructe și legume. Tare asta, chiar n-am mai văzut niciunde conceptul ăsta. Ardeiuți. Ardeiul ăsta îl știu, l-am văzut și pe la noi. Chiar am avut semințe, de fapt încă le mai am, că am uitat să le plantez anul ăsta. Tare, super tare. Mi-a venit un miros. Da, astea sunt. Deci floricelele astea, un nebunești. Cât de fain poate să miroase. O combinație de iasomie cu frangipan, ceva. Cam așa pot să descriu. Plăcute de albine, văd. Roșii sherry. Aici nu mă pot abține să nu execut una. Nu cred că se supără nimeni dacă iau și o roșie sherry. Probabil pentru asta și sunt plantate aici. Excelent. Păsăroiul ăsta ciudat l-am văzut și ieri în centru. Pot să spun că e top grădinii botanice din câte am văzut până acum. Categoric, categoric intră în top. Mai ales că e pe gustul meu. Și un concept nou, unde poți să vezi pe lângă plante ornamentale și fructe și legume. Foarte tare, foarte tare ideea asta. Am văzut niște lacuri în stânga. Ar trebui să fie pline de nufer. Mergem și până acolo. Deci plin de elicoptere. Le-am auzit non-stop. Un superb loc de a bea cafeaua. Dar eu am băut-o deja și prea multe cafele nu-mi place să beau.
mății în pijamale. Ridicat în memoria lui Alan Cunningham, botanist. Superb! Absolut superb! O încântare să te plimbi pe aici. Da, mă așteptam să fie nufer, dar nu sunt. Probabil în zona asta nu cresc, sau cine știe. De fapt, am mai văzut nufer și lotuși. Nu știam cum se cheamă peștele ăsta când l-am văzut în Hobart. Frumusețe oriunde te uiți. Efectiv sunt înconjurat de frumusețe. Și uite așa, încet, încet, mi se schimbă percepția asupra orașului Sydney. Aceleași păsăroaie. Ce loc fain! Vreau să merg până la apă, pe lângă sequoia giganteum. Ce tare, alt unghi de a vedea Harbour Bridge și clădirea operei. Un unghi și mai bun dacă merg un picuț mai încolo. Un copac cu niște flori superbe, imense, un fel de magnolia, dar cu flori mult mai mari. Alte unghiuri pentru a vedea opera și podul. Din nou, astea nu le-am mai văzut niciunde în poze. Clasicele poze se fac de acolo, din pod. Dar locul ăsta e mult mai fain, înconjurat de atâta vegetație. Deja am început să văd și celălalt simbol al orașului Sydney, și anume acel turn. Acel turn în care se poate urca, iar sus este un restaurant rotativ. Ca cel în care am fost în Uzbekistan. Super tare! Da, ăsta e un loc unde ar trebui să vin și seara, pentru că sunt convins că luminile de aici se văd într-un mare fel. Și mai interesant ce se întâmplă seara aici, și anume se ridică acest panou, iar aici este un cinema în aer liber. Super interesantă idee. Nu-s eu fotograf.
chiar nu mă pricep să fac poze, dar cred că ăsta e unul dintre cele mai bune unghiuri pentru a face poze spectaculoase în Sydney. Pentru că de aici se vede podul, se vede opera și o parte din oraș spectaculoasă. Chiar și turnul se poate prinde în același cadru. Am ajuns în capătul acestei mici peninsule. De aici o luăm la deal. Super tare, super tare, super cadre. Da, categoric viziunea asupra orașului Sydney mi s-a schimbat total. După plimbarea din dimineața asta. Da, ca orice oraș mare, are și bune și rele. Eu le-am văzut pe cele mai puțin bune la primul contact. Am găsit o bancă liberă, numai bună de a trage sufletul și de a urmări aceste imagini fabuloase. O zonă plină de cicade. Super plimbare, super plimbare de dimineață aici în Botanical Royal Garden. De aici voi lua un autobuz și o să mă duc într-un alt loc emblematic, într-un alt port, în portul Darling. Hai să vedem cum arată și zona aia. Stația de autobuz e aici. Hai să vedem cât timp stăm după el. Iar aici, în golful ăsta, la alt, e ceva port militar, cred. Pentru că am văzut o navă militară și un portavion. Acolo, în față, e un dita mai portavion. Mai am vreo 10 minute până vine autobuzul. Așa că... hai să aruncăm o privire. Și aici am văzut că e o piscină interesantă. Poate pot să fac niște poze. Sau nu, nu știu. Hai. Cum să filmez? Doamne ferește. Ăsta a fost foarte, foarte... urât a vorbit cu mine. Am zis, doar mi-am cerut voie să fac niște poze. Nu... pățești? Nu cumva să-i filmez piscina de după gard. Deci putem vedea mai bine și portavionul ăla imens. Hai că-mi vine autobuzul. Autobuzul m-a lăsat aici, în zona QVB, așa se cheamă, și tot aici o să fie și cazarea mea următoare. Da, mai am vreo 2 ore până pot să fac check-in, așa că mă duc până în Darling Port. Să vedem cum arată. Pentru asta trebuie să cobor aici, în dreapta. Zona asta, chiar dacă are clădiri mai vechi, nu e așa de ponosită cum... e acolo unde stau eu, dar acolo e un fel de Chinatown, din ce mi-am dat eu seama. Și de asta am avut impresia aia de ponoseală. Bine, nici aici nu-i luxul de pe lume, dar oricum e mult mai bine ca acolo, în zona Chinatown. Iar aici, în zona portului Darling, unde mă apropii acum, devine chiar impresionant. Total altceva și pe aici. Deja începe să-mi placă Sydney-ul.
design interesant. Iar aici ajung în port, chiar lângă apă. Infrastructură impresionantă în zona asta. Ia să vedem. Cât e clădirea asta? Absolut imensă. Hai să coborâm în port. Cred că pe aici. Pe unde e o promenadă turistică? Deja văd lume făcând poze. Iahturi în marina. Alte clădiri impresionante și în partea asta alaltă. Da, o zonă foarte frumoasă. N-am ce să zic, o zonă modernă. Pe gustul meu. Aici îmi place mult. Un loc numai bun de plimbat. Aici cred că o să vin și diseară când se întunecă, pentru că e aproape de noua mea cazare, fac nici 5 minute pe jos până aici. Dar acum vreau să mă duc să mănânc ceva acolo în zona unde stau și numai bine fac și check-out de la hostel și check-in la noul hotel. E adevărat, sunt foarte curios să văd cum arată un hotel aici. Plus că, da, sunt destul de obosit după o noapte dormită foarte rău. Și clar, vreau să stau un pic în pat acum de amiază după ce o să fac check-in-ul. Măcar o oră. Dar recuperez eu la noapte. Un pod pietonal aici, dar cred că îl voi trece diseară. Acum mă duc înspre zona mea de cazare. De aici se vede și mai bine turnul. Trebuie să văd cât costă să urc până acolo. Cred că ar fi o imagine interesantă cu tot orașul. Sunt la mine în cartier. M-aș băga pe aici pe undeva la o supă, că n-am mai mâncat o supă de mult. Să găsesc un loc unde să-mi iau un tom yum sau ceva de gen. Interesant conceptul ăsta. Tu ți iei de pe aici ce ai chef să spune în supă și ei îți fac supa. Doar că aici nu văd fructe de mare. Așa că îmi iau de aici o trocă. O trocă și un clește. Și să vedem ce-mi pun în supă. Am văzut unde sunt fructele de mare, sunt în altă parte. De aici nu prea vreau nimic. Eventual niște ciuperci am văzut pe undeva. Ba, uite, și niște salată. Merge în supă. Iar de aici punem ceva caracatiță. Am mai luat niște ciuperci. Vreo 2 creveți.
2, 3 creveți merg în supa Tom Yum de minune. Hai să mai luăm unul. Ok, mai departe niște scoici. Și astea merg bine în supă. Super interesant conceptul. Am lăsat la făcut, mi-a dat un număr. Aici sunt niște panouri unde strigă numărul. Mi-am luat destul de mult, vreo 500 de grame de produse și am plătit $16. Pe ăsta nu mi-a scris prețul. Dar am văzut când am plătit. Cam asta mi-e supa. O porție imensă, absolut imensă, care se mănâncă cu polonicul ăsta. Extraordinar de bună. De fapt, na, eu sunt fan Tom Yum, iar faptul că i-am pus ciuperci e un mare plus. Iar fructele de mare au ieșit excelent. Se vedea pe ele că sunt proaspete. Foarte mare porția. 500 de grame de fructe de mare plus supă. Nu știu dacă reușesc să mănânc tot. Extraordinar de bun, nu e iute exagerat. Acum, supa Tom Yum, oricum ai vrea să o faci, n-ai cum să nu o faci iute, pentru că conține mult ghimbir. Dar aici poți să spui condimente după aia ce vrei tu. Îmi place mult conceptul. Cred că mai vin aici. Am ieșit umflat bine de aici. De mult n-am mai mâncat așa de bine o mâncare asiatică. Dar da, supa Tom Yum e printre preferatele mele. Iar aici mi-am pus în ea tot ce am vrut eu. Am mai văzut restaurante de genul ăsta aici în zona asta. Foarte aproape de hostelul unde stau. Zona Chinatown. Știți vorba aia, că a scăpat din cușcă. Așa sunt eu acum la propriu, scăpat din cușcă. Și trebuie să-i mulțumesc lui Iulian, urmăritorul canalului Marian Adventures, pentru treaba asta, pentru că el m-a scăpat din cușcă. Mulțumesc mult, Iulian! Clar și zona noului hotel este mult mai bună, pentru că stau fix lângă primărie. Primărie care trebuie să fie pe aici, pe undeva, foarte aproape. Clădirea primăriei e asta. O clădire veche. Iar hotelul meu e imediat după primărie, aici în stânga. Hai să vedem cum arată aici. O cameră de hotel în plin centru orașului Sydney. Aici îmi e hotelul QVB Chambers. Numai că nu știu cum se deschide. Bineînțeles că nu eram la adresa bună. Sunt două hoteluri cu același nume, diferă doar o literă. Mă rog, sunt aceeași marcă de hotel. Celălalt e dincolo de primărie, adică eu am trecut pe lângă el, dar nu mi-am dat seama. Pe hartă eu am băgat numele hotelului și mi-a dat pe ăsta, dar sunt foarte asemănătoare și de asta. Nicio problemă, nu stau în stânga primăriei, stau în dreapta primăriei. De data asta am verificat de două ori. Acum cu siguranță sunt bine. Ia să vedem cum e aici, să ne luăm camera în privire. Gata, mi-am luat cheia de la cameră. Hai să vedem cum arată camera. La etajul 6. Foarte simpatic omul de la recepție. Un nepalez care are un văr care lucrează în România. No, hai să vedem.
coda. Pat, pat, în sfârșit pat. Hai să-mi pun un pic bagajul. Pat și geam, să pot să am aer. Super, super. Super bine. Da, trebuie să... Pentru curent, nu știu ce am făcut cu cardul. Deja l-am pierdut. Să putem aprinde niște becuri, să vedem și baia. Foarte curat totul. Exact ce ai nevoie pentru a te odihni în condiții decente. E foarte bine, foarte, foarte bine. Îți mulțumesc mult, Iulian, pentru treaba asta. Mă odihnesc și eu 2 zile ca lumea aici. Altfel te simți după ce stai câteva ore într-o cazare confortabilă. Oamenii ai străzii vedeau că filmez și credeam că filmez pe ei. Făceau cu mâna. Am ieșit din nou la plimbare pentru că o să mă întâlnesc cu un român care e stabilit de multă vreme aici și care m-a contactat zilele trecute. Să ne vedem la o cafea. Așa că avem ocazia să aflăm mai multe despre viața locală de aici, de la cineva care efectiv trăiește aici în Sydney. Bineînțeles că eu mă întâlnesc cu plăcere cu românii care mă contactează, dar eu să iau legătura cu cineva, să caut, să mă bag în seamă, asta niciodată. Fiind foarte aproape de primărie, era și cel mai bun reper ca să ne întâlnim. Așa că ne vom vedea aici, în față, la primărie. Aici e primăria, m-am pus aici pe o bancă, aici o să îl aștept. Urmăream ce se întâmplă pe aici. A luat poliția pe vreo 2, nu știu ce-or făcut. Pățești, v-am zis că ieri am văzut niște fețe dubioase pe aici și da, simțurile mele cam citesc oamenii. Erau niște tineri care vorbeau între ei și mă fixau cumva. Mă simt când sunt vizat. M-am întâlnit cu aerul cu păstică. Românul nostru de aici, din Australia, de 16 ani de zile. Și m-a luat direct să mergem în turnul pe care l-am văzut de dimineață. Așa că ne petrecem câteva ore pe aici și mai povestim între timp. O să mai întreb lucruri despre Australia. Să vă spunem și vouă. Dintr-o dată ne-am trezit deasupra orașului. Ce tare, ce tare! Acolo m-am plimbat eu dimineață. Acolo îți văd că 2 portavioane. Parcul Royal Botanical Garden, parcă se cheamă. Opera aici. Harbour Bridge acolo. Foarte tare, foarte tare! Foarte întins orașul și în partea asta. Absolut imens. Un stadion acolo. Îmi povestește despre zone interesante de aici. Cum se cheamă? Ulumulu? Ulumulu. Ulumulu. În aborigenă înseamnă WC-ul vacilor. Acolo a fost Philip First Fleet, prima de vacare. Okay. Cu convinții. Există și în Sydney un celebru Hyde Park, chiar aici în fața noastră. Integrat fain în oraș. Zona pe unde stau acum.
iar aici în dreapta, zona unde m-am plimbat dimineață, Port Darling. Mi-a plăcut mult acolo. Queen Victoria Building. Queen Victoria Building, asta veche de aici. Clădirea aia rotundă, aia mi-a plăcut mie dimineață. Da, da, aia e nouă, aia e nouă făcută. Ok. Cel mai mare ecran din emisferia sudică. De blocul ăla ți-am fost zis eu. A, ăla de acolo, din, da, 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 din capăt. Până lângă ăla n-am ajuns azi. Asta e zona Barangaru. Și uite, acvariul e acolo. Vezi sitea aia deasupra? Da, da. Ăla e acvariul. Și ălalalt e Maritim Muzeum. Muzeul Maritim, am înțeles. Unde sunt vapoarele alea de luptă și submarinul. Am văzut o grămadă de portavioane și vapoare de luptă aici, de armată. Da, astea sunt de... sunt pauză. Ai fost în The Rocks? M-am plimbat aseară în The Rocks, da. Faină zona aia, foarte faină. Ai văzut cel mai vechi pub din Sydney? Nu știam de el. Probabil am trecut pe lângă el. The oldest pub. Trebuie să fie acolo lângă Harbour Bridge. Da. Între Harbour Bridge și după, opera. După clădirea mai albă la culoare. Mm-hmm. Mm-hmm. The Rock Square. Nu se vede din cauza turnului. Da, 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 da. Mm-hmm. Și aici, pe dealul ăla, la Barangaru, este observatorul. Dar nu se vede de aici. Dacă te duci seara, acolo poți să vezi frumos cu un telescop foarte performant. Să vezi stele. Super tare, super tare, ăla interesant. Da. Acolo n-am trecut încă dincolo de pod. Am văzut și o grămadă de feriboturi care trec. Din două în două minute trec că pleacă. Foarte multe feriboturi. Da. Toate direcțiile. O să mergem la circular T. Ok. Tocmai de acolo am coborât. Foarte fain, foarte fain locul. Se vede foarte bine tot orașul de acolo. De aici, la pas prin oraș, încă nu știm în ce direcție mergem. La Samsung, să vezi. Uite, aflu lucruri noi despre arhitectura orașului. Foarte multe blocuri sunt construite cum e ăsta de aici, și anume jos e blocul vechi și sus s-a construit peste el, nu? Da, s-a întărit structura de rezistență și se poate rezista și construit în continuare. Costi că lucrează în construcții, de aia știe. Lucrează în structură metalică, am înțeles. Am ajuns la cel mai vechi pub din Sydney. De pe la 1825. Muzică live aici. Atmosferă faină. Un loc foarte renumit, mă gândesc, în Sydney. Intrăm la o berică? Dimineața când mă plimbam pe aici, eram numai eu. Acum e plin, plin, plin. Mergem din nou înspre operă. Poate ne mai zici câte ceva despre viața de aici, din Sydney. Acum, după 16 ani de experiență aici, poți să ne spui cum se trăiește aici. Viața e bună. E bună. Viața bună. Și dacă lucrezi, ai orice. Da. Nu ai nicio problemă. Îți permiți orice. Dacă ai un serviciu, îți permiți orice. Dacă ești leneș, plaja și nu lucrezi,
are milă de tine, guvernul. Aia e bine, că la noi dacă nu lucrezi, cam mor de foame. Și aici te uiți câteodată ce-și permit alții, dar dacă nu lucrezi, trebuie să ai pretenții. Corect, corect. Și un salariu minim, de exemplu, cam cât e aici? Variază foarte mult. Variază mult. Da, da. Cele mai plătite sunt electricienii. A, meseriile, da, bune. Da. Electricienii, instalatorii. Am înțeles. Eu, dacă l-am avut pe frate meu aici, el m-a convins să vin. Eu am început să lucrez în branșa lui, în Steel Structure, și atunci cu oțelăria, cu astea, cu structura de metal. Da, e mai greu un pic și se câștigă mai puțin. Dacă aș fi lucrat ca și instalator, acum discutam la un alt nivel, da? Is happy, is fericit. Și în principiu, da, nu prea ai de ce să te plângi. Am înțeles. Oră de vârf aici, plin de lume. Ce diferență între acum și dimineață. Jos aici ce e? Ceva berărie? Restaurant? Plin de lume. E un platou foarte mare, foarte fain. E foarte bun view pentru fireworks. Am fost dimineață pe acolo. Dimineața am ajuns aici și după am luat-o pe acolo și m-am dus până în grădina botanică. Când sunt artificiile, da, am înțeles. Pentru că acolo pe pod, pe coroana podului, se fac artificiile și aici așa, de pe platou. Le știu alea de pe vremea lui Ceaușescu. Când mă uitam la televizor și prima dată de aici erau artificii. Chiar pentru că suntem în partea estică, partea în est, noi, New Zealand. Da, Japonia, era Auckland, după aia Sydney, Japonia prima, da. Țara soarelui răsare. Altă lumină, altă atmosferă acum de seară. Ce atmosferă aici! Toată lumea e la bere! Da, nu mai e niciun loc. N-ai unde să stai, efectiv. E full. Plin de lume! Am plecat mai departe, exact în momentul în care croaziera asta părăsește portul. Spectaculos. Sper ca odată și odată să fiu și eu pe o croazieră din asta. Un oraș plutitor, efectiv. Cred că e ajutată de un remorcher să iasă din port. Gata, croaziera aproape a ieșit din port. Iar noi vom lua de aici un ferry până înspre Darling Harbour, unde am fost dimineață și mai stăm pe acolo. În Darling Harbour mergem, nu? Da. Oricum vreau să văd cum arată luminile seara. Deja se înserează să-i aprind luminile. De ieri vreau o tură cu feribotul, uite că se întâmplă astăzi. Și acum pe înserate, când se aprind luminițele peste tot.
clădirea operei văzută de pe feribot. Feriboturile astea, ci că se cheamă River Cat. Mâțul de pe apă. Super, super, încep să se vadă luminile. Aici în dreapta e locul unde opresc croazierele. E gol că a plecat. Păi nu se știe, poate să apară alta din moment în moment. Mâine. Croaziera deja se îndepărtează. Și noi de aici cred că o luăm pe sub pod. Pe sub Harbour Bridge. Cât de tare începe să se vadă luminile noaptea. Mă așteptam la asta. Îmi spunea Costică că aici în blocul ăsta, care e destul de nou construit, un apartament costă 60 de milioane de euro. Și fiecare apartament este un etaj întreg. Cu tot ce vrei, normal. Super tare! Încă puțin și vom debarca în Darling Harbour. Superbă, superbă plimbarea cu feribotul. Mai ales acum la înserat. Vasul ăsta e unul foarte interesant, îmi spunea Costică. E replică după vasul cu care a ajuns Captain Cook pe aici. Celebrul James Cook. Super mișto toată zona asta. Aha, e zona bună a orașului. Nu, pentru conferințele. Ah. Întâlniri internaționale. Se fac primit când președinții de țări. Locuri superbe în Sydney. E altceva când ai un localnic cu tine și te duce și ți arată locurile. Cineva a trăit aici, vă dați seama că e altceva. Cunoaște totul. Sala de concerte, ICC Theater. Sala de concerte aici în dreapta. Am trecut pe lângă un IMAX unde e cel mai mare ecran din lume. Cel mai mare din emisfera sudică. Din emisfera sudică. Vom merge să mâncăm ceva la un restaurant brazilian. Aici am văzut bucătării din întreaga lume. Dimineața am mâncat la chinezi. Seara mâncăm la brazilieni. Hai că-s curios să văd cum e carnea aici. Braza Churrascheria se cheamă restaurantul. Ah,
Cam asta e carnea. Foarte bine, foarte bine arată și miroase. Și aici jumări, jumări de porc. Așa ceva. Așa ceva. Eu am fost foarte curios de friptura australiană și acum am ocazia să o gust în original. Am mai mâncat în Perth, la un pub, foarte bună și aia, și asta e excelent. M-am despărțit de Costică, un român cu inimă așa de mare de aici, din Sydney. Mi-a făcut mare plăcere să îmi petrec câteva ore cu el. Mi-a arătat niște locuri foarte faine de aici, din Sydney, de fapt ați văzut și vouă. Am băut câteva berici, am mâncat ceva bun. A fost o dupămasă extraordinară în compania lui. Vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru tot. Îi urez multă sănătate și lui, și fratelui, și familiei, și toate cele bune. Iar eu o să închei aici acest vlog. De aici mă duc direct la cazare, la somn. Dacă azi noapte n-am dormit aproape deloc, în noaptea asta clar o să dorm tun. Vouă vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal. Și dacă n-ați făcut-o, eu vă rog mult să o faceți. Pe mine mă ajută foarte mult o abonare din partea voastră. Iar pe voi nu vă costă absolut nimic. Până la următorul vlog, de aici, de pe străzile din Sydney, Australia, eu vă spun la revedere!